Bună dimineața! O comitate podinul 331 al județului Vâlcea se convocă astăzi începând cu ora 10 la sediul instituției prefectului în ședință ordinară, colegiul prefectural, cu următoarea ordine de zi. 1. Informare referitoare la măsurile aplicate în vederea asigurării salubrizării cursurilor de apă zonelor din vecinătatea amenajărilor hidrotehnice și sectorului de drumuri din județul Vâlcea, prezintă domnul Constantin Dăș, director sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, doamna primară a state șef secție, secția de drumuri naționale Vâlcea și domnul Amza este? Da. Așa. Domnul Valeriu Amza, director sistemul de gospodărie a apelor Vâlcea. Punctul 2, divers. Vreau să mulțumesc ca de fiecare, să vă mulțumesc dumneavoastră celor prezenți, am văzut că a venit toată lumea. Să mulțumesc ca de fiecare dată mass media prezente la activități. Ca să nu mai pierdem timpul, dau cuvântul domnului director Constantin Dăș. Vâlcea are în administrare pe teritoriul județului Vâlcea două special amenajări hidroenergetice situate pe cursul Oltului Mijlociu. Sectorul Mijlociu este sectorul de județul Vâlcea și șase amenajări situate pe râul Mijlociu. Anual, amenajările hidroenergetice sunt invadate de deșeuri abandonate de pe depozitate de anul Oltului, Oltului și apărurile afluente. Deșeurile constituie o problemă nesoluționată a nivelului județean, fiind accentuată și națională, dacă, fiind accentuată în zonele de interes turistic, printre care se numără și la crize acumulare. O secundă, eu opriți-mă. Păi stați că n-am început bine. Reprezintă o problemă nerezolvată de către cine? E ca și cum dumneavoastră ați fi un arbitru și prezentați ce nu au făcut alții. Reprezintă o problemă nerezolvată, pentru că constatăm cu toții ce se adună la lacurile de acumulare. Bun. Și obligația legală a cui este să curețe lacurile de acumulare? A celor care le aruncă? Da. Oh. Deci, obligația noastră este de a curăța podurile de poziție și prizele hidroagregatului. Obligația legală, conform legii mediului, care prevede poluatorul plătește, ar fi al celor care poluează. Bun, atunci, în condiția asta, vreau să ne înaintați lista cu cei care poluează. Aceasta este Sașa Gărzii de Mediu și vreau să vă informez că pe această speță este recent o hotărâre a Curții de Apel Bacău. Domnul director, nu v-am cerut spețele puților de apel din țară. Dacă vreau spețele puților de apel, ne interesăm noi. Tot timpul s-a privit Hidroelectra ca fiind responsabil cu această acțiune. Tocmai în acest scop, pentru a clarifica, Hidroelectra a solicitat în instanță clarificarea acestei probleme, iar Curtea de Apel a stabilit, a anulat raportul proștereval de constatare al Gărzii de Mediu, inclusiv hotărârea Consiliului Județean Neamț, privind obligația care s-a dea sarcina Hidroelectricii această sarcină și a obligat Garda de Mediu să identifice conformitate cu legea poluatorii. Bun, de acord cu dumneavoastră, atunci va fi nevoie și Curtea de Apel Vitez să identifice, să solicite Gărzii de Mediu până una alta, pentru că dumneavoastră veniți să ne prezentați o hotărâre care nu este opozabilă tuturor în țară. Este o hotărâre. Este o speță. Este o speță. Speța nu are un caracter de generalitate. Până una alta, vă rog să-mi spuneți ce activități ați desfășurat dumneavoastră. Noi, pe această zonă, avem o activitate permanentă. Pentru că, indiferent ce se întâmplă, aceste deșeuri care ajung în apele râului Vâlcea și în apele noastre, ajung în flotul de retenție.
Corect. Și până la urmă, implicit, ajunge în zona noastră de responsabilitate. Deci noi, în permanență, facem evacuarea cu 2-3 din produsele de pescuit. Avem pentru acest lucru, avem niște mașini de constatare, echipamente prevăzute în acest scop, în frontul de retenție. Trebuie să spun că aceste deșeuri, domnule, provoacă pierderi foarte mari, numai în cursul acestui an. Din cauza deșeurilor, am avut pierderi de producție de energie electrică de aproximativ 2,5 milioane de euro. De asemenea, noi, pe lângă ceea ce se face cu echipamentele noastre din frontul de retenție, avem contracte cu firme terțene pentru colectare și scoatere din lacuri a putitorilor. Pune din imagini să văd aceste acțiuni. Și de asemenea, avem un contract cu o firmă din SRL din Chitila pentru ridicarea containerilor cu deșeuri. Iertați-mă, ați prezentat în material aici niște acțiuni pe care le-ați desfășurat. Ce n-am înțeles din material este când s-au desfășurat acțiunile acestea. În tot parcursul acestui an, în special după viitura din vară, din luna iulie cu preponderență. În această perioadă, noi am colectat 561 metri cubi de deșeuri din pod. Referitor la statusul, să spunem, al gradului de curățire și salubrizare a opului, acesta este o situație într-o permanentă dinamică. Pentru că putem foarte bine să terminăm de curățit, să fie luciul curat la o centrală, pentru ca, dacă plouă după azinează, sau urmează o variație de cotă, în lac, a doua zi să fie prezente aceste deșeuri în frontul de retenție. Aici suntem de acord toți. Și vreau să vă spun că în acest moment, sau așa puțin, în momentul în care am făcut materialul, acumulările Malaia, că din Mănești, Brejul, Mitrogea, Găurești și Tăgășani erau curate, iar avranjările Cornetul, Guralotul, Turnul, Gogura, Păpenii, Unesă, Videl, aveau diverse cantități de putitor pe ele, undeva între 10 și 100 metri pătrați ca suprafață ocupată. Aceasta, fiind în continuare activitatea noastră, sau atenția noastră să le luăm. Da. Mulțumesc mult, domnul director. Dacă n-ați început cu partea, cu curtea de apel și discutam direct tehnic prima parte și spuneați la final că există și o hotărâre a curții de apel, poate era mai în regulă, dar ați început cu curtea de apel, părând că încercați să justificați un lucru. Ca atare, este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt o mulțime de plătitori, nu dumneavoastră de cei care poluați în mod direct, dar, din păcate, până la momentul ăsta, acolo la retenție, dumneavoastră trebuie să îi curățați. Ei, s-au făcut niște activități și suntem întru totul de acord că, mai ales după viitor și după ploi, să strâng și să acumulează în zona barajului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsate acolo pentru că, vezi, Doamne, e o hotărâre a curții de apel, nu știu de unde. Pe de altă parte, e oarecum nonsens, pentru că dumneavoastră veniți și spuneți că aveți contract cu o firmă de salubrizare. Păi de ce mai e nevoie dacă nu trebuie să faceți activitatea de salubrizare? Avem obligația, prin regulamentul de exploatare, ca frontul de retenție să menține. De acord. Și eu vă solicit să vă respectați obligația din regulamentul dumneavoastră. Nu v-am solicitat nici să curățați dumneavoastră pe cursul de apă, ci doar în... Sigur că aceasta este obligația noastră. De acord. Ce am vrut eu să spun este un efort mare pe care îl facem și care este un efort care acționează asupra efectului. Sunt de acord cu dumneavoastră, ar trebui să se acționeze asupra cauzelor de către toată lumea. Dar niciun efort nu este prea mare pentru sănătatea publică. Bun. Mulțumesc mult la tot. Întrebări din partea mass media pentru domnul director. Dacă nu sunt, trecem la
al doilea material, cel al secției de drumuri naționale Vâlcea. Doamna Camera State, șef secției. Secția de drumuri naționale este unitatea teritorială care se ocupă de administrarea, întreținerea, repararea și conservarea drumurilor naționale. Este subordonată direct Direcției Regionale de Drumuri, Pode și Poduri și Craiova și are atribuții în conformitate cu prevederea Ordonanței OG 43/97, care reglementează regimul juridic al drumurilor. În nomenclatorul privind lucrările și serviciile aferente drumurilor naționale, la indicativul 101.2.4, asigurarea esteticii rutiere a drumurilor naționale, sunt cuprinse lucrări de curățire a gunoaielor în locurile de parcare, precum și în zonele adiacente drumului național. La secția de drumuri naționale, aceste lucrări se execută de obicei de două ori pe săptămână, de preferință vinerea și lunea, pentru că perioadele cu unde se acumulează cele mai mari cantități de resturi menajere sunt în weekend. Dar s-a demonstrat de-a lungul timpului că aceste două zile nu sunt suficiente, având în vedere cantitatea mare de deșeuri. Cele mai mari cantități sunt depuse pe centura Călimănești, în zona localității Păușa. Secția de drumuri are un număr insuficient de muncitori. La cele 9 districte avem doar 40 de persoane calificate constructori, deci muncitori, practic. În care se asigură și paza din acești 40 de muncitori. În anul 2018, față de 2017, secția de drumuri naționale a achiziționat și montat suplimentar față de 2017 un număr de 21 de mese, 43 de bănci și 48 de coșuri. Acestea au fost montate în principal pe drumul european DN7 Milcoiu Râul Vadului, în zona turistică DN7 a Brezoi, Voinea sau Bârșia Lotului, cât și pe celelalte drumuri. O secundă, poviți-vă un pic. Câte a spus pentru toate drumurile? 21 de mese, 43 de... Dar câte locuri de parcare sunt? Sunt vreo 90 pe toate drumurile. Adică o jumătate de masă la... A spus suplimentar față de celelalte. Deci mai erau deja montate. Sigur, și mai sunt și destule care n-au nici la momentul ăsta. Da. Menționăm că o parte din coșurile de gunoi au fost vandalizate și am fost nevoiți să le înlocuim de 2-3 ori anul acesta, așa cum se vede și aici. SDN Râmnicu Vâlcea are încheiate contracte cu operatori economici din zona, în zona fiecărui district care ridică gunoiul de la sediul districtului. În primăvară, în lunile aprilie-mai, am făcut o campanie de salubrizare a tuturor drumurilor. Am adus, în special pe DN7, am adus oameni de la toate districtele de pe raza secției. Același lucru l-am făcut și în august și septembrie. După lunile ploioase iunie-iulie, cantitățile de gunoi menajere au fost foarte mari. Dacă în anul trecut am avut până la această dată, de fapt până la iulie, 302 metri cub, numai până la sfârșitul iulie am avut 560 de metri cub de gunoi menajere, ridicate de firmele de salubrizare. Acum, la fel de adevărat este că și afluența de turiști a fost una foarte mare. A fost un blocaj aproape la un moment dat al autovehiculelor de pe DN7, dacă e să luăm doar DN7, în anumite zone și ca atare crescând numărul de autovehicule care se deplasează și implicit de turiști, creștea numărul și al deșeurilor. Da, dar deșeurile nu sunt depuse numai de cei care tranzitează zona, deci de participanți la trafic. Găsim în parcări și materiale de construcții, după cum se vede, Vreau să spuneți câte sesizare ați făcut la Poliția, la Garda de Mediu, referitor la descoperirea celor care au vandalizat și a celor care poluează parcările. Pentru coșuri am făcut, pentru materiale nu. Dar... Bun, de mergeți, vă rog. Mai departe. Da, vi s-a răspuns la vreuna dintre... Nu, știți că la ședința din aprilie, când s-au vandalizat prima dată coșurile, am avut discuții și la ședința aici. Da, am avut și asta. Deci în luna septembrie am făcut aceeași acțiune de salubrizare. Asta de care e la momentul ăsta situația curăției? Să zic că bine, nu foarte bine. Deși și astăzi oamenii sunt pe drum, curăță șanțuri, coțesc și adună gunoaie din parcări.
foarte bine ca și la hidroelectrica, nu putem spune că există un moment stați că nu există nimic. Stați un pic, că și la hidroelectrica e foarte bine. Cine a zis că e foarte bine? Că și deși sunt tot în dinamă. Mă refeream că astăzi poate fi o parcare curată sau majoritate, iar mâine dimineață, dacă nu... A, sunt situație ca și la Dâlșii. Da. Asta, da. Bun. Atâta? Urmează să se încheie la nivelul de LDP Craiova un contract de externalizare a lucrărilor pentru estetica rutieră. Practic, noi de asta am rămas cu oameni așa puțin, că lucrările s-au externalizat. Explicați-ne pentru înțelesul tuturor, pentru estetica rutieră, însemnând? Cosire de vegetație, curățire șanțuri, adunare unei menajere. Probabil în cursul săptămânii viitoare se termină lucrările de licitații și se va semna un contract. Și atunci o parte din aceste lucrări sunt preluate prin contract și de ei, da. Asta e un lucru. Și dumneavoastră rămâneți efectiv cu activitatea, sau în mare parte cu activitatea... În funcție de fondurile care se alocă, o să facem și noi o parte din aceste lucrări. De nu să... Nu preiau ei toate genurile de lucrări. O să mergem în paralel, dar o să fie ceva în plus. Da, nu e rău. Bun. Mulțumesc mult de tot. Întrebări din partea noastră. Eu vreau să întreb doamna director. Dați-vă, rog... Director, coșurile mi se par nefuncționale, total nefuncționale, sunt înalte și nu cred că încape vreo sticlă pe acolo. De aceea vă întreb de unde a venit propunerea acestui format de coșuri. Și a doua întrebare, spuneați că un nou menajer e preluat de la district. Cine se ocupă de transportul din stația de parcare la districtul dumneavoastră? Mulțumesc frumos! Nu mai o secundă, doamne. Mai sunt alte întrebări ca să... Eu vreau să întreb câte fonduri ați solicitat și câte ați primit pentru coșurile de gunoi să le schimbați pe Valea Ocului. Deci fonduri primite pentru coșurile de gunoi să fie schimbate pe Valea Ocului. Da, să fie moderne. Am înțeles. Și poate ne spune ceva, doamna director, pentru montarea de parapeți pe Valea Ocului. Ce fonduri ați primit anul acesta și ce lucrări ați efectuat și dacă mai în zona unde a avut accidentul în aprilie, în zona aceea unde a avut loc accidentul, ați primit fonduri să înlocuiți parapetul, să-l redați celor de la Olt, pe cel provizor. Da. Deci coșurile sunt aprovizionate de companie. E un program de achiziții care e la nivel de țară. Noi le-am primit, domnul prefect știe, și fără fund, am cumpărat tablă, ne-am căptușit, erau numai zăbreluțele acelea, da. O sticlă în cap, dar sunt foarte greu și pentru noi. Punem saci și sacii se rup în când iau tangență cu scândurile acelea, e foarte greu. Acum, tot la companie, au demarat un program de achiziție, am avut săptămâna trecută ședința șefilor de secție, toți șefii de secție s-au plâns, să luăm niște coșuri de dimensiuni mai mari, care să ne fie și nouă utile. Referitor la gunoi, deci noi, prin districte cu oamenii care dispunem, ne strângem în saci gunoaiele, le aducem la sediile de district unde avem containere de capacitate mai mare, iar de la sediile de district sunt firmele de salubrizare cu care avem contract mici și le ridică. La parapet. V-a întrebat despre parapet. La parapet, cei de la OL nu trebuie să le mai dăm parapetul înapoi. Ne-a făcut un transfer, noi l-am montat. Anul acesta, dacă ați văzut, pe centura Cărimănești, am montat aproape 4 km de parapet. Era o zonă în apropierea căii ferate, unde erau pericol pentru siguranța circulației. Am montat și pe dealul Negru, dacă ați văzut, și lucrăm în continuare. Mai avem încă vreo 1000 și ceva de metri deocamdată. La fel, la nivelul companiei, sunt în derulare contracte pentru achiziții de parapet de toate tipurile. O să mai dureze ceva și în timp o să îi schimbăm pe toți. Mai aveți nevoie de fonduri pentru 1000 de... Nu. Tot mai avem vreo 1000 de metri. Dar contractele astea de achiziție o să avem și prin montare cu personal propriu și cu firmele care o să câștige licitație. Deci până la sfârșitul anului veți mai monta un... Mai montăm. Nu o să reușim tot, dar în... cursul anului, în măsor, probabil o să mâncăm destul de mult. Iar fondurile pe care le-ați cerut, vă întreba colega mea.
Cel puțin la reparații asfaltice am cerut fonduri, nu mi s-au dat deocamdată decât de 30%. Mâine mi s-a promis că ne mai suplimentează cât avem nevoie. Depinde și de timp cât o să mai putem face anul acesta. Contractul de reparații s-a încheiat destul de târziu, la începutul lui septembrie, și nu știu cât mai putem realiza în funcție de timp. Va fi o toamnă lungă, e de vreme să vă întrebăm despre dezăpezire, da? Să sperăm că o să fie toamnă lungă, să mai putem rezolva de lucrări. Vreți să luați toate temele lăsați o urmă? Mai vorbim despre dezăpezire. Oricum, avem firmă, nu mai zic, avem probleme ca anul trecut. Nu intrați într-o discuție la momentul ăsta, că e prematur totuși. Da. Vom avea timp să discutăm și despre dezăpezire. Bun. Mulțumim frumos! Mai sunt alte întrebări? Mulțumesc mult de tot! Ultima parte a materialului, domnul director Ramza. Legat de această activitate de salubrizare, sistemul de gospodărire a apelor Vâlcea are, să zic așa, două componente. O componentă în care supraveghează salubrizarea cursurilor de apă și o componentă în care participăm noi efectiv la această salubrizare. Din punct de vedere al participării sistemului de gospodărire a apelor la această activitate de salubrizare, vreau să vă spun că ea este permanentă pe tot parcursul anului, inclusiv iarna, mai ales în zona podurilor, când se produc blocuri de gheață. Și acolo se strâng tot felul de deșeuri de toate categoriile. Suntem obligați să le luăm, să le depărtăm, să le depozităm și după aceea să le transportăm. În cursul întregului an, pe anumite porțiuni de râuri, pe normal ar fi să facem pe întreaga lungimea cursurilor de apă, dar nu avem capacitatea necesară cât să... Dar mai ales în zonele unde circulația este foarte densă, în zonele turistice, de exemplu, pe Valea Lotrului, este, pot să spun din punct de vedere al salubrizării cursului de apă, eu zic că la ora actuală, poate să meargă cine dorește, este curățenie absolut pentru cursul de apă. Păi ajung în retenție, aveți dreptate, e curățenie, că ajung la adâncime. Nu, nu este adevărat, deci nu ajung în retenție, aia numai la viitor și la ape mari. Și nu tot timpul sunt ape mari și mai mult decât atât. Și mai sunt mai destins, că era o glumă. Și la acumularea de la Malaia, de exemplu, și de la Prădișor, tot timpul participăm și noi la înlăturarea celor plutitori. Și inclusiv în zona Obârșei Botrului am avut acțiuni și câte două, trei zile pe săptămână, pentru că mai ales pe cursul de apă, vreau să vă spun că se adună cantități importante de deșeuri lăsate de către cei care trec prin zonă. În această perioadă am avut acțiuni de salubrizare pe pârâul Sâmbii, de exemplu, unde chiar dacă noi intervenim aproape săptămânal, totuși este mizerie, sunt deșeuri aruncate și aici eu am mai rugat pe cei de la Garda de Mediu, dar i-aș mai ruga încă o dată să facă controle în zona Faulesia, deoarece acolo sunt depozitate tot felul de deșeuri. Indiferent că ne ducem acum și facem cursul de apă, curățenie exemplară, la două ore găsești acolo tot felul de ambalaje, tot felul de resturi de gunoaie menajere, tot felul de resturi de saci, de pungi, de plastice. Deci eu zic că dacă și cei de la Garda de Mediu trec mai des pe acolo, se vor schimba lucruri. De asemenea, în zona Orezului, unde iarăși este zonă turistică,
am făcut salubrizare pe cursurile de apă în Mești, pe cursurile de apă Ușat, pe Lucavăț, pe cursul de apă Bistrița, pe Cerna. E drept că nu peste tot este curățenie așa cum ar trebui să fie, dar părerea mea este că ar trebui organizate și niște întâlniri cu factorii de răspundere și mă refer aici, pe, de exemplu, pe legea 107, au responsabilitate pe raza unității administrativ-teritoriale, inclusiv administrațiile locale. Pentru că noi avem și partea, cea de-a doua componentă a activității de salubrizare, unde putem acorda sancțiuni. Și nu cred că convine cuiva o unitate administrativ-teritorială, pe raza căruia cursurile de apă sunt mizerabile și pline de deșeuri, să-i dai o sancțiune de 80.000 lei. Da, cât de sancționează? Până acum am dat numai avertismente, dar vreau să vă spun că am ținut cont și de faptul că această sumă este foarte mare la o administrație locală, ținând cont de actuala conjunctură, dar cred că va trebui să mergem și la sancțiuni din acestea drastice, deoarece nu cred că s-a născut nimeni educat fără aceste măsuri coercitive.